Vă salut cu mult drag, elev. Nu poate fi fericire fără libertate. Nu poate fi libertate fără putere. Și noi românii nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toții într-unul și același corp politic. Ne relatează Nicolae Bălcescu. Importantă este voința năzuită a unui popor de a fi un tot întreg. Subiectul lecției de astăzi este războiul anti-otoman sub conducerea lui Mihai Viteazu, unirea țărilor române. Vom forma 5 unități de competențe. Vom selecta din text termenii pentru a descrie evenimentele, procesele. Vom plasa evenimentele, procesele în ordine cronologică. Vom extrage informații din surse pentru a descrie aceste evenimente. Vom formula concluzii cu privire la schimbările produse și vom stabili faptele istorice care au contribuit la formarea identității de neam. În anul 1591 se constituie Liga Sfântă. Liga Sfântă a fost o alianță între țările creștine europene care, sub conducerea Sfântului Imperiu Romano-German, luptau pentru oprirea expansiunii Imperiului Otoman spre vestul Europei. Constituită din inițiativa Papei Climent al VIII-lea la începutul războiului cel lung 1591-1606. Din ea au mai făcut parte statul papal, Spania, Veneția, Mantua, Toscana, Ferrara, Cnezatul Moscovei. Ulterior, aderă și Transilvania, considerată factor decisiv în atragerea în alianță a celorlalte două state românești, Moldova și Muntenia. Aron Vodă, domnul Moldovii, semnează un tratat cu împăratul Habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus și lui Mihai Viteazu să decidă, cu acordul boierilor, intrarea în alianța anti-otomană. În perioada mijlocul secolului XVI, în țara românească și țara Moldovei, situația politică este instabilă. La tron se succedase 10 domni. Țările române nu puteau depăși această criză politică. Ele deveneau tot mai mult dependente de Imperiul Otoman. În septembrie 1593, cu sprijinul boierimii muntene, cu cel al Patriarhului Constantinopolului, dar și cu cel al Otomanului, devine voievod al Munteniei Mihai Viteazu. Născut la 1558, decedat la 1601 la Turda. Domnește între anii 1596-1601. În țara românească, 1599, 1600 în Transilvania și 1600 și în Moldova. În viața internă a statului, Mihai Viteazu a urmărit întărirea autorității centrale și consolidarea pozițiilor acelei părți din boierime care îi era fidelă. A dat un legământ prin care țăranii dependenți rămâneau pe moșiile unde erau stabiliți. Viața localnicilor se schimbă însă radical. Au fost practic transformați din oameni liberi în țărani dependenți. El i-a înrobit pe țărani liberi, împovărându-i cu taxe și impozite greu de achitat. Fenomenul de includere a unor sate de moșneni în domeniul boieresc sau domnesc apăruse încă din secolul XV, însă el s-a intensificat în timpul domniei lui Mihai Viteazu. Un exemplu în acest sens este satul Ciulnița din județul Ialomița, despre care aflăm dintr-un hrisov al lui Alexandru Ilieș, datat la 1628, faptul că însuși domnul a cotropit localitatea, impunând biruri și luându-le localnicilor moștenirile cu sila, explică istoricul Emilia Corbu. Fiind strateg iscusind, îmbinând talentul diplomatic cu acțiunea militară, a reușit să pună bazele unui sistem de alianță anti-otomane, apt să ducă la sporirea rolului țării românești pe plan extern. Aderarea Muntenii la Liga Sfântă a condus la izbucnirea, la data de 13 noiembrie, în 1594,
a unei revolte anti-otomane soldată cu suprimarea creditorilor levantini și a întregii garnizoane otomane staționate în București. Pe acest fundal, Mihai pornește o ofensivă generală împotriva înaltei porți. Șir de bătălii victorioase, Călugăreni, 1595, Giurgiu, 1595, victorioase campanii anti-otomane întreprinse la sud de Dunăre, bătălie de la Nicopole, Vidin, Cladova. După modelul victorios al lui Mihai, Aron Vodă pornește și el o campanie similară. Una dintre bătăliile ce l-a marcat pe Mihai Viteazu a fost cea de la Călugăreni. Comandând o armată de circa 16.000 de ostași, la care se adaugau și cei 7.000 de transilvăneni conduși de Albert Chirale, Mihai Viteazul obține victoria de la Călugăreni între 13 august 1595, evocată în mod strălucit în poemul Pașa Hasan de George Coșbuc. Contraofensiva otomană îl forțează să se retragă în munți, așteptând sprijinul lui Sigismund Batore. Între timp, Ștefan Răzvan este înlocuit de pe tronul Moldovei cu Ieremia Movilă, ce era fidel polonezilor. Mihai Viteazul începe, cu sprijinul transilvanian și cu cel moldovean, eliberează orașele Târgoviște la 5 octombrie 1595, București la 12 octombrie 1595 și Giurgiu la 15 octombrie 1595. Potrivit istoricului Nicolae Iorga, călăreții lui Mihai Viteazul ajunseseră până la Adrianopole, în est, și Plevna, în vest. Iată ce scria Clicerio în foaie de informații din Roma anului 1600 despre Mihai. Dacă a fost vreodată un principe demn de glorie pentru faptele istorice săvârșite de el, acesta este domnul Mihai, principele României. Dovadă ne sunt tablourile pictate în baza relatărilor istoricilor din acea perioadă a vitejiei și curajului lui Mihai Viteazu. Pierderile suferite în urma campaniilor anti-otomane, precum și dezastrele provocate de ostașii sultanului, au adus Muntenia la o stare critică, din punct de vedere financiar. După câteva confruntări pe linia Dunării, Mihai decide începerea negocierilor cu otomanii. Finalizate printr-o pace între 1597-1598, prin care, în schimbul acceptării suzeranității otomane și a plății tributului, în alta poartă recunoștea domnia voievodului pe întreaga durată a vieții sale. În paralel, domnitorul Valah încheie un tratat și cu casa de Habsburg, la mănăstirea Dealu, 30 mai 1598, orientat împotriva turcilor. Una dintre cele mai mari realizări a lui Mihai Viteazu a fost unirea politică a țărilor române. Domnia lui Ieremia Movilă, devotat polonezilor, însemnase practic și îndepărtarea Moldovei de la Sfânta Alianță în Transilvania. Sigismund renunța la tron în favoarea vârul său Andrei Batore, de asemenea înclinat către politica polonă. În această situație, unitatea militară a țărilor române se diminuează, iar Mihai Viteazu, pus în fața destrămării coaliției anti-otomane, decide aplicarea planului dacic, în speță unirea celor trei țări române. În iulie 1599 trimise o solie la Praga pentru a cere încuviințarea împăratului Rudolf al II-lea pentru punerea în practică a inițiativei sale. Primind un răspuns favorabil, la sfârșitul acelui an, intră în Transilvania prin pasul Buzău și după victoria asupra lui Andrei Batori la Schellenbach, la 18 octombrie 1599, își face intrarea triumfătoare în Alba Iulia pe 1 noiembrie 1599, punând cheile fortărețe de la episcopul Naprage. În mai 1600, Mihai Viteazu îl alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingându-l la Bacău, și realizează astfel
prima unire a trei principate române. Titulara folosită de voievod într-un document din 6 iulie de la 1600 era domnul al Munteniei, Ardealului și a toată țara Moldovei. Consolidarea unirii, Mihai înfăptuiește printr-o serie de măsuri. Adoptă aceeași temă pentru toate teritoriile. Construiește o biserică ortodoxă la Alba Iulia. Acordă anumite elesniri preoților și obagilor români. Numește mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la Prislop. Reorganizează Sfatul Domnesc și biserica în Moldova. Și scutește pe 7 ani de bir locuitorii ce au participat la campania lui Mihai Viteazul. În urma strălucitelor victorii a lui Mihai Viteazu în Muntenia, Bulgaria, Transilvania și Moldova, personalitatea sa a ajuns să inspire respect și îngrijorare vecinilor. Ei vedeau în noul stat o contradicție cu interesele proprii. Habsburgii își vedeau amenințările, planurile de menținere a Transilvaniei în sfera de influență. Polonia dorea pierderea controlului asupra Moldovei. Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la Muntenia. Noul stat reprezenta un stat puternic, capabil să schimbe raportul de forțe din regiune. Existau însă și conflicte interne cauzate de insubordonarea nobilor maghiari din Transilvania, care nu acceptau măsurile impuse de noul domn în țara unită. Mihai nu reușește să înfrângă revolta nobililor maghiari ce a fost sprijinită de generalul Basta la Mireslău și astfel pierde Ardealul. Pe câmpia Turzei va fi omorât prin complot organizat de Gheorghe Batista. În schimb, în scurt timp, Moldova va reintra în posesia moveleștilor a serviți intereselor Poloniei. Importanța domniei lui Mihai Viteazu a fost deoarece el devine un simbol național al românilor, promovând interesele lor prin acțiuni independente, rapide, ferme și foarte eficace în lupta otomană. A realizat un model de unitate românească pentru generațiile următoare. Domnitorul Mihai Viteazu a atras atenția lumii europene asupra vitalității și dragostei de libertate a poporului român. Măreția faptelor sale i-a adus prețuirea întregii Europe. Rămâne simbolul luptei pentru unitatea românilor. Istoria ne-a dovedit că se poate înfăptui unirea. Deci, să dăm mână cu mână cei cu inimă română. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la o lecție la fel de interesantă.